Ordin de extrapărări naționale numărul MP354 din 25 martie 2019. În baza articolului 45 litera B din legea numărul 80/1995 privind statutul cadrului militare cu modificările și completările ulterioare, pe data de 31 martie 2019, locotenent colonel de gen Trușcă Ion Iulian Constantin, comandant al Centrului Militar Județean Vâlcea, din Centrul Militar Zonal Dolj al Statului Major al Apărării, se înaintează în gradul de colonel, îndeplinind condițiile prevăzute de articolul 65 în aceeași lege. Vă mulțumesc că vă să rămâneți în această poziție. Domnul locotenent Corbotis. Dați-mi voi să vă gradez. Vă doresc și ocazia voastră. Să vezi patria! Dați-mi voi, aceasta a fost prima parte, dați-mi voi să trecem la partea a doua. În baza articolului 43, aliniatul 1, litera B, din legea 80/95, privind statutul cadrelor militare, Iulian Constantin, comandant al Centrului Militar Județean Vâlcea, din Centrul Militar Zonal Dolj al Statului Major Apărării, se trece în rezervă prin aplicarea articolului 85, aliniatul 1, litera C, din aceeași lege. Citești și partea a treia. Domnule colonel, vă predau trapeul și comanda unității militare 02569 Râmnicu Vâlcea. Domnule colonel, vă predau comanda unității militare 026-2569 Râmnicu Vâlcea. Domnule colonel, iau în primire drapelul și comanda unității militare 02569 Râmnicu Vâlcea. Vă mulțumesc. Poftiți.